Bună ziua, Andrei Stoiculescu, eu sunt programatorul de server și coordonatorul aplicației de mobil Picapel. Problema pe care aplicația noastră o adresează este următoarea. Vineri seară, în marile orașe din Europa și din lume, tinerii vor caută moduri de a se distra, going out. Soluția noastră este o aplicație de mobil pe care găsești cu cine să faci activitățile de care tu ești pasionat, pe loc, în seara aia, în momentul ăla. Publicul nostru țintă sunt tinerii care vor să facă activități vineri seara cu oameni noi. Spre exemplu, mers în baruri, ieși la cină, mers la teatru, dans, gătit și așa mai departe. Echipa noastră, Andrei este dezvoltatorul de iPhone, avem un dezvoltator de iPhone, avem doi developeri de Android și eu sunt dezvoltatorul de server. Eu și cu Andrei am lansat o versiune, un fel de pilot al acestei aplicații în București. Am făcut Facebook Ad-uri și am avut 1500 de download-uri cu un cost de 1,2 euro pe achiziție de user. Și ne-am dat seama că aveam niște probleme, am lansat iterativ de două ori. Am făcut interviuri și am înțeles ce ar trebui fixat. În continuare am cooptat pe developerii de Android și ne propunem ca să lansăm și pe Android cu concluziile noastre despre cum ar trebui să arate ca funcționalitatea această aplicație. Pentru asta avem nevoie de tehnic pentru a implementa totul de o lună jumate, două, și probabil cam la fel pentru a pune la cale o campanie de advertising focusată pe un oraș în momentul ăsta. Canalele de venit pe care le-am analizat sunt următoarele. Deși aplicația este free pentru toți userii, există o variantă premium pe care userii o pot pentru care userii trebuie să plătească. Și aici am analizat o aplicație concurentă, Tinder, care este nișată exclusiv pe dating. În București, pe exemplu, la 40.000 de utilizatori de Tinder, cât am estimat noi, Tinder-ul face cam 8.000 de euro pe lună. Noi am pus cam jumate din acești bani pentru noi. În Amsterdam, chiar dublu, 18.000 de euro pe lună. Acesta este un canal de venituri și ar fi între 1 și 2% din userii totale aplicației. Un alt canal de venituri este inspirat din modelul Airbnb experiențe, și anume, oamenii care, spre exemplu, călătoresc în cazul Airbnb în orașe străine, vor să aibă parte de niște experiențe fun în seriile alea. Așadar, au apărut organizatori de astfel de evenimente, mai mult sau mai puțin custom, nu sunt foarte mainstream. Și am analizat orașul Amsterdam, sunt 125 de experiențe acolo, noi am plănuit vreo, am făcut un calcul, 25 de organizatori de astfel de evenimente care pot să fie orice, de la ser de poker, în care cumperi un bilet, la sau două, poți să fii cu un prieten, la o cină tradițională, spre exemplu, călătorești în București și ești din Berlin și vrei să mănânci o mâncare tradițională, sau alte diverse exemple. Și am calculat că și aici este o sursă bună de venit. Aplicația percepe 20% din valoarea efectivă a biletului ca un comision. Al treilea canal de venit pe care l-am analizat este advertising-ul, pentru că oamenii care vor să bea bere pot să primească recomandări de bere. Și asta deja am implementat în București, avem vreo 25 de parteneri, precum cluburi de squash, vinării, restaurante, care sunt dispuse să ofere chiar reduceri pentru userii noștri. Ce căutăm? Căutăm un buget pentru validarea acestui întreg model de business într-un oraș mare. București, Amsterdam, Berlin, Londra. Am calculat că în primul an am avea nevoie de un buget de advertising de minim 50.000 de euro. Asta ne-ar fi util să strângem oamenii, userii necesari pentru a crea o masă critică și o efervescență. Și am avea nevoie de un salariu pentru un om, l-am numit product owner, care să stea să lege toate ițele astea la oaltă. Anul 2, în același timp, din cauza că suntem, adică de fapt mulțumită faptului că suntem avansați oarecum și am făcut niște teste, ne propunem ca în același prim an să accesăm o rundă de investiție mai mare,
între jumate de milion sau și un milion de euro. Și ăsta este un al doilea motiv pentru care suntem aici. Să cerem, pentru că unul dintre noastre ne-ați putea ajuta să ajungem la asemenea rundă de investiție. Și cu ea am promovat într-o țară mare. Mulțumim! Mulțumim! Ca un prim comentariu și voi da cuvântul colegi. Pentru tine e târziu, pentru ceilalți 6 concurenți care urmează, o să vă rog, vă reamintesc, nu-l scăpați din vedere pe Vasile cu timpul, că altfel o să fiți surprinși cum a fost Alexandru când i-am tăiat microfonul. Dar nu era departe de final oricum. Da, sau Andrei. Un comentariu, observație înainte de a da cuvântul colegilor mei din juriu. Ar fi fost, cred că, destul de util, interesant să arăți un pic ca demo niște ecrane și niște lucruri despre aplicație. Cred că ar fi fost mai interesant pentru public să vadă așa ceva. Ok, am notat. Ai menționat ca și aplicație concurentă Tinder? Da, este unul dintre concurenții noștri, pentru că... Dar ai de altfel de activități seara? La noi poți să faci orice vrei, e de altfel de activități. Este for fun, nu este pe dating. Spre exemplu, pentru cum merge lumea în baruri și să cunoască oameni noi, poți să-ți iei un prieten și să ieși cu el și să zici, ok, mai vrem să mai cunoaștem, eu știu, dacă sunteți băieți, vreți să cunoașteți fete. Sau poți să mergi la squash, poți să fii într-un oraș, într-o călătorie, să vrei să-ți faci rutina ta, să n-ai cu cine. Sau poate că vrei să mergi să fumezi un trabuc. Marius, sau... cred că cel mai simplu e să te înregistrezi în Pick-up-Al, să vezi care e diferența cu Tinder, că înțeleg că ești experimentat cu Tinder. Ovidiu, tot despre Tinder vorbim? Nu. Vreau să întreb un pic, totuși, care e concurența? Mi-e greu să cred că nu există aplicații care targetează genul ăsta de preocupare. Și iară, mi-e un pic neclar care e, de ce ar fi partea de a găsi o altă persoană, cumva, scopul principal. Pare mai mult găsirea unei activități care nu neapărat cred că necesită să găsești și pe cineva. Cred că toți avem problema că atunci când, nu știu, avem niște timp și vrem să ieșim undeva, nu știi foarte rapid unde ce se poate face dincolo de lucrurile standard cunoscute. În ce zonă vezi mai mult aplicația voastră? O aplicație socială care încearcă să găsească oamenii cu interese comune sau găsirea pentru utilizator a intereselor sau a activităților care pot fi de interes, indiferent dacă e împreună cu cineva găsit prin aplicație sau nu, că la sfârșitul zilei și mergând acolo apare interacțiunea socială, aia veche, tradițională, dar bună, de a cunoaște oamenii. Unde vezi poziționarea aplicației mai degrabă? Da. Concurența există. Couchsurfing Hangouts este cea mai similară aplicație, însă este un plugin la aplicația mare Couchsurfing, care e dedicată oamenilor care călătoresc și nu au bani să plătească în hotel și dorm pe cineva la canapea. Sau chiar și Facebook testează ceva similar, acum Meetup se numește, este mai mult în fază de foarte prototip. City Socializer în UK, etc. Există concurență, dar nu există ceva care să fie acaparat piața și să fie exact în viziunea noastră. Viziunea noastră nu este canalizată către locație, pentru că acolo am intrat în concurență cu alte app-uri care fac și alte soluții care fac chestia asta mult mai bine. Noi nu ne propunem neapărat să dăm locuri de bere și mai departe. Însă ne propunem să rezolvăm nevoia exact cum ați spus, vrei să faci ceva, poate prietenii tăi sunt departe, poate nu știi ce, e un compromis între ce și cu cine. Adică eu vin în Timișoara, nu cunosc pe nimeni, apelez la aplicația ta și de seară ies cu cineva la squash sau mă duc undeva... Exact, da. Da. Ok. Ai spus de 40.000 și de 50.000 în prima fază? Da. 50.000 pentru advertising, 40.000 pentru salariu anual. Adică în total 90.000. Da. Ce oferi? 20% din aplicație, din equity. Aceeași întrebare. Sunteți toți implicați full-time în lucrarea asta? Cel puțin pentru când o scoateți la lumină și până când terminați de făcut marketing online, care...
Eu și cu Andrei lucrăm la asta de 2 ani de zile, part-time, așa ne-am obișnuit, ne-am format. Eu aș fi dispus să fiu acel product owner, mi-ar conveni să fiu. Aș renunța la salariul meu mai mare din momentul ăsta, aș merge la 2-3 din el ca să mă ocup de aplicația asta, atât am prevăzut. În rest, ceilalți pot să funcționeze momentan part-time. Câți bani ați investit până acum, incluzând timpul? 12.000 de euro pe consultanță externă, design, ad-uri, etc. Timpul, eu și cu Andrei, 2 ani de zile part-time. Cât înseamnă suma? Undeva la, eu știu, 50-60 de mii de euro. Deci ați investit 60 de mii de euro, 72 de mii de euro. Ok, da. Ok, vreți 90 și oferiți practic 20% din ceva ce nu există deocamdată. Adică nu aveți o firmă care funcționează, nu știm exact cât de departe sunteți cu aplicația. Da, cam asta e ecuația. Cam asta e ecuația. Cam asta e ecuația. Asta deci ecuația. Ați investit 72, vreți 90 și dintr-o viitoare firmă care va dezvolta și va vinde această chestiune, oferiți 20%. Este un risc mai mare, așa este modelul nostru de business, dar și câștigurile pot fi mult mai mari. Sunt silit să vă întrerup, timpul a expirat. O singură întrebare, ultima. Okay. Da, dacă vrea cineva 49% îi dați? Putem discuta, da. Pe aceiași bani. Pe aceiași bani? Da. Putem discuta de ce se ocupă, dacă ne ajută cu mai multe chestii. Vreau numai să înțeleg de ce 20. Mă interesa cumva... A fost o estimare. Ok, am înțeles. Mersi frumos. Mulțumim, Andrei. Și eu mulțumesc.